În data de 9 ianuarie, în intervalul orar 10-12, sub autoritatea instituției, prefectului, polițiștii din cadrul IPJ, împreună cu jandarmi din cadrul IJJ și pompierii din cadrul ISU-OLT, au desfășurat o acțiune cu caracter preventiv informativ pentru prevenirea și combaterea infectării cu virusul SARS-CoV-2. Astfel, pe raza localităților Slatina și Caraca, lucrătorii Ministerului Afacerilor Interne au desfășurat activități de prevenire și informare a cetățenilor și operatorilor economici cu privire la noile modificări legislative aduse prin hotărârea de guvern numărul 34 din 6 ianuarie 2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 8 ianuarie. Activitățile s-au desfășurat în special în zonele aglomerate și spațiile comerciale, dar și în celelalte spații publice închise și deschise, scopul urmărit fiind prevenirea răspândirii și limitarea infectării cu virusul SARS-CoV-2. De asemenea, cetățenii care au fost depistați că nu purtau în spațiu public măști de protecție în conformitate cu noile reglementări legislative, au primit măști de protecție conforme, aceștia fiind doar avertizați verbal, dar și informați cu privire la importanța respectării măsurilor dispuse în context COVID-19. Începând din 8 ianuarie, masca de protecție trebuie purtată în toate spațiile publice închise și deschise. Singurele măști acceptate sunt cele chirurgicale și cele FFP. Persoanele exceptate de la portul măștii sunt copiii cu vârste sub 5 ani, persoanele care sunt singure în birou, prezentatorii TV și invitații acestora cu condiția păstrării distanței de 3 metri între persoane, precum și reprezentanții cultelor religioase în timpul slujbelor cu condiția respectării distanței de 3 metri. Mai sunt exceptați vorbitorii aflați în spații închise sau deschise cu condiția păstrării distanței de 3 metri față de altă persoană, cei care desfășoară activități fizice intense sau în condiții de muncă solicitante, ori activități sportive și persoanele cu dizabilități cognitive. Pot fi scutite de la portul măștii la locul de muncă persoanele care suferă de boli ce afectează capacitatea de oxigenare, dar numai după evaluarea medicului de medicină a muncii.